Bună seara, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit la 60 de minute. Aproape 60% dintre români au probleme cu greutatea. O arată cel mai recent raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Îngrijorător este faptul că tot mai mulți copii, o treime, sunt supraponderali. Iar în acest context, nu e de mirare că există o preocupare pentru un stil de viață sănătos și o alimentație corectă. Așa că suntem tot mai atenți la ce punem în farfurie, dar la cum arată piața și la cum ne oferă o multitudine de produse, vedem și tot felul de așa zise diete, este clar că avem nevoie de sfatul medicilor care să ne îndrume. Despre toate acestea vorbim astăzi la 60 de minute. Invitata mea din această seară, doamnelor, domnilor, doctorul Elena Păcuraru, medic primar de medicină internă. Bună seara, doamna doctor, și mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Mulțumesc pentru invitație, bună seara. Doamna doctor, suntem într-o perioadă de plină vacanțe, tot timpul, din păcate zic eu, pentru că de regulă suntem mai preocupați de felul în care arătăm în momentul în care se apropie vacanțele. Vedem că încep discuțiile despre cum arătăm, despre mai cu seamă vara aceasta, parcă discuțiile au fost mai aprinse și în urma unor discuții pe care le-am urmărit și le-am văzut cu toții pe Facebook. Dar cred că teoretic și practic lucrurile poate ar fi mai bine să stea altfel, nu? Adică preocuparea asta să o avem cât mai des. Adică nu știu dacă în fiecare zi din an, dar cam tot timpul, nu? Da, dar nu i-a spune preocupare. Ar putea fi o preocupare pentru cei care se simt cu musca pe căciulă pentru câteva luni, undeva între 6 și 8 luni. Până când creierul acceptă să își însușească niște obiceiuri noi și să renunțe la cele vechi. După care să devină ceva firesc. Da? Pentru că până la urmă suntem preocupați de atâtea lucruri încât a ne mai preocupa zi de zi și de dietă mi se pare nefiresc. De aceea eu sfătuiesc pe toată lumea, dietele nu sunt bune. Sunt bune pentru vedetele care chiar, eu știu, au un eveniment, da, la care trebuie să arate impecabil, face parte din job description, da, o vedetă nu poate arăta oricum, sau ești boxeor și intri la sfârșitul săptămânii în ring la o categorie anume. Și atunci trebuie să ții o dietă. Dar pentru omul obișnuit, nu este aceasta soluția, este pur și simplu însușirea în zona ta de confort alimentar a unor principii alimentare pe care ușor să le introduci în viața de zi cu zi și la un moment dat să nu mai devină preocupare. Deci v-am spus, dacă ești hotărât să faci lucrul ăsta, da, va fi o preocupare timp de 6-8 luni. Cam ăsta este orizontul de așteptare. Vă spun că am trecut prin așa ceva. Cândva, cu foarte, foarte mulți ani în urmă, da, am trecut prin această schimbare de dietă. Am avut o motivație văzând o mulțime de drame în spital și dându-mi seama cam care era factorul declanșator din spatele tuturor acestor drame, a majorității dramelor. Mi-am dat seama că, da, alimentația, așa cum carburantul și uleiul sunt foarte importante pentru mașina mea și pentru mine foarte importantă trebuie să fie alimentația. Și am trecut prin acest proces de schimbare în urmă cu foarte mulți ani. De asta știu care este orizontul de așteptare. Ideea este că vorbiți de 6-8 luni. Pare o perioadă destul de lungă, adică pare o perioadă în care e nevoie să te înfrânezi de la unele pofte pe care da. Le avem fiecare dintre noi. Unii preferă dulciurile, alții preferă pastele, alții preferă carbohidrații și așa mai departe, în funcție de cum sunt împărțiți ei. Ce faci și cum îți găsești motivația? E clar că fiecare știe pentru el care e lucrul care îl motivează să facă chestia asta, nu? Motivația este foarte importantă. Niciodată nu am început un parcurs cu un pacient până nu am știut care este motivația. Pentru că atunci când nu ai o motivație, nu ai de ce să ieși din zona ta de confort. După moarte, teama de schimbare este a doua teamă a omului. Deci nimeni nu-și dorește să iasă din zona de confort. Pentru ce? Pentru dietă? Deci trebuie să fie o motivație foarte, foarte puternică în spate.
habar nu am care este. Că, zi, nu-ți place imaginea din oglindă, e slabă motivația, dar poate fi pentru unele persoane. Că e rușine băiatului tău să iasă cu tine pe stradă, că e rușine fetei tale să iasă cu tine pe stradă, da? Că poate fata ta a început să aibă prieteni, da? Și există vorba asta, uită-te la mamă ca să știi cum îți va arăta nevasta peste câțiva ani. Da, da, habar nu am care este motivația, dar trebuie să fie o motivație în spate. Din discuțiile pe care le aveți cu pacienții, pentru că vorbeați cu ei despre ei ceva mai devreme, oamenii care sunt, pentru că sunt convinsă că vin la dumneavoastră și oameni care sunt, fac parte din categoria aceea foarte responsabilă, care da. Vin pentru a preveni anumite situații, apariția anumitor boli. Dar pe de altă parte sunt și, mă rog, cei care deja suferă și vin la dumneavoastră tocmai pentru alte recomandări. Ați văzut care dintre ei au motivație, nu știu, mai puternică sau la care rezultatele sunt mai vizibile și mai rapide? Adică cei care sunt sănătoși sau cei care deja se confruntă cu o anumită problemă? Ambițioși și determinați sunt și într-o categorie și în cealaltă. Da? Din păcate, ajungem la a acumula tot felul de boli pentru că nu avem suficientă educație medicală. Sunt foarte puțini medici, începând cu medici de familie până la medici de spital, da, ultima redută medicală pentru un pacient. Sunt foarte puțini medici care se apleacă asupra acestor discuții cu pacienții, din păcate. E adevărat, este nevoie de timp pentru așa ceva, dar oamenii uneori pur și simplu nu știu că au greșit. Nu știu că au greșit, nu știu că greșesc. Într-adevăr, mi se par mai responsabili cei care n-au nicio boală, dar vin să se consulte cu un medic și să își etaleze în fața medicului stilul de viață și să întrebe medicul unde greșesc, unde fac bine, ce păstrez, ce dau, cum corectez toate lucrurile astea. Pentru că pentru oamenii activi este foarte important în ziua de astăzi să fie eficienți. Nu-și permit scăderi de randament. Piața muncii este o piață câinoasă în ultimii ani. Dacă nu ești eficient, nu ai randament bun, poți foarte ușor să fii înlocuit. Iar populația activă nu-și mai permite să fie altfel decât foarte sănătoasă și foarte aptă de toate sarcinile pe care le au de îndeplinit. Când mai vine și familia pe lângă sarcinile de serviciu, atunci cu atât mai mult au nevoie să fie în ceea ce numim formă bună, să fie în starea de bine completă. Făceați referire și la medici ceva mai devreme și e un subiect cumva mai sensibil pe care cred că trebuie să îl abordăm în acest punct al discuției, și anume acela al relației dintre medic și pacient. Pentru că da, e important și noi să fim autodidacți până la urmă, fiecare dintre noi, nu? Și să ne documentăm, da. Să învățăm, să vedem ce ne face bine, ce ne face rău, asta pe de o parte. Dar până la urmă nu sunt suficiente informațiile pe care le găsim pe net la un moment dat, ci e nevoie să mergi să vorbești cu un medic specialist, da? Contează foarte mult și relația pe care o ai cu medicul acela. E adevărat, și despre medici poți să te uiți și să iei informații, dar cât de mult contează sau cât de importantă este relația, știți, să fie pe aceeași lungime de undă cu tine. Pentru că dacă un medic vine și îți spune, îți dă o listă de alimente pe care ai voie să le mănânci sau nu ai voie să le mănânci, s-ar putea să nu funcționeze lucrul ăsta. Așa este. Relația este foarte importantă. Chimia dintre medic și pacient este esențială în procesul de vindecare. Din păcate, din punctul meu de vedere, să nu uităm că nu m-am despărțit de foarte mult timp de viața de spital pe care am dus-o peste 30 de ani, da? Din păcate, sistemul medical modern a pus în cârca medicilor și a asistentelor foarte multă administrație, extrem de multă administrație. Eu aveam o remarcă foarte cinică. Când eram încă în spital, au ajuns să ne încurce pacienții la câte hârtii avem de completat.
Din această cauză, pentru că atunci când vin controle, să știți că nimeni nu întreabă pacienții dacă ei sunt bine sau nu sunt bine, dacă sunt mulțumiți sau nu sunt mulțumiți. Toate controlele se uită la hârtii. Da? Și pentru toată această administrație care s-a pus în cărca personalului medical, totul s-a luat din timpul alocat pacienților. Asta a erodat enorm, enorm relația dintre medic și pacient. Nu mai este timpul acela să stai de vorbă cu omul. Deci oamenii își doresc foarte mult să se plângă. Nu contează dacă are o boală foarte gravă, poate pe el îl doare de aici până aici, dar e problema lui și trebuie să-i acorzi exact atât de multă atenție cât acorzi și unui caz pe care tu știi că este foarte grav. Fiecare om are problema lui, dar din păcate această administrație a răpit atât de mult pacientului și frustrează atât de mult personalul medical, cum nu vă imaginați. Situația asta e valabilă și în acest moment? Adică s-a schimbat categoric, ceva după pandemie? Nu s-a schimbat absolut nimic. Nu, din contră, sunt tot mai multe formulare. Nu s-a schimbat nimic în bine. Este totul în rău din punctul acesta de vedere. Adică s-a ajuns la o tehnologizare a actului medical și o împovărare a personalului medical cu aceste hârtii de completat și tot felul de situații în calculator, încât nu mai este timpul ăla, da? Și pacienții se resimt. Și din păcate vedeți că este foarte fracționată, foarte destul de aspră relația asta între pacienți și medici. Din păcate, pentru că a erodat exact ceea ce stă la baza vindecării. Încrederea. Încrederea ta ca pacient, că te-ai dat pe niște mâini bune și pe mâinile unui om căruia îi pasă, dar și încrederea medicului că pacientul nu o să-i facă rău. Știți? Pentru că este și acest aspect. Pacienții au devenit foarte revendicativi, au impresia că medicii sunt niște dumnezei și că pot să te salveze din orice situație, nu? Da. Lucrurile astea au existat dintotdeauna, pomeneați de câțiva ani buni, nu? Cât ați fost în sistemul de stat, au fost dintotdeauna sau s-au schimbat nu, între s-au timp? Schimbat sau, pe de parcurs. Fapt, suntem mai bolnavi noi și suntem mai mulți, ca să zic așa? Suntem și mult mai bolnavi. Suntem și mult mai bolnavi. Când mi-am dat examenul de primariat, lucram într-un sistem medical un pic mai închis la vremea respectivă și când am făcut un diagnostic diferențial la un bărbat de 41 de ani cu durerea cardiacă, am fost admonestată, dar eu veneam dintr-un sistem unde aveam infarct la 20 ceva de ani și aveam boli cardiace și puneam stenturi la 20 și 30 de ani, da? Deci suntem într-adevăr din ce în ce mai bolnavi. Dar nu. Eu vă spun ce am resimțit în ultimii 10 ani de spital. Adică vin dintr-o perioadă de dinainte de 89 și să nu se creadă că suntem niște elefanți albi. Tratam oamenii și să știți că supraviețuiau pacienții și îi tratam bine și cu mai puține antibiotice și cu mai puține cardiotonice. Adică reușeam să salvăm oamenii, da? Și cu medicina rudimentară de atunci. Dar eram foarte atenți la toate semnele pe care ni le dădea pacientul. Stăteam foarte mult de vorbă cu ei. Acum totul s-a tehnologizat foarte mult, dar în opinia mea, judecata umană nu poate fi înlocuită la momentul acesta, de oricâtă tehnologie ar fi. Știți, îmi amintesc de un interviu pe care l-am luat domnului doctor celebrul neurochirurg, despre care vorbeam și ceva mai devreme, domnul Vlad Ciura, și îmi spunea că înainte de fiecare intervenție pe care o face, ca orice om care are o credință, spune o rugăciune și un Doamne ajută ca să meargă lucrurile bine. Ba chiar îi spune și pacientului dacă acesta evident vrea să facă lucrurile astea sau să o facă, dacă nu, nu. Adică, cumva, apropo de ce spuneați dumneavoastră, factorii sunt cumulați. Adică nu e un singur lucru important. Dar, vă rog. Emoționalul este foarte important pentru pacient.
pacientul nu mai este omul cu psihicul, cu emoționalul de dinainte de boală. Este speriat, este speriat de verdict, este speriat de prognostic. Aici trebuie să vină medicul, să-l responsabilizeze cât trebuie, să-l încurajeze cât trebuie, să-l învețe cum să trăiască cu boala, ce poate face pentru el, să-l învețe cum să se salveze într-un moment de criză până vine echipajul de salvare, e foarte important. Da? Deci, este foarte important emoționalul pentru un pacient. Ori, când ție ți se scurtează timpul la patul pacientului, e foarte greu. E foarte greu. Știu că am trecut, adică din zona asta am plecat când am plecat din medicina de stat. Da? De aici am plecat. Din ce în ce mai puțin timp pentru discuția cu pacientul. Pentru că altfel rămâneau hârtiile nefăcute. Doamna doctor, apropo de frica pacienților, la prima noastră întâlnire pe care am avut-o aici la Metropola TV, am discutat, era imediat cumva după pandemie, lucrurile se mai liniștiseră, cumva, pentru că între timp am văzut din nou, vedem în jurul nostru oameni care se îmbolnăvesc din familie, prieteni, nu am scăpat de acest virus care nu suferă modificări și nu știm teoretic, ce cred că vom trăi cu el ca și cu gripa. Exact. Nu cred că exact. Mai avem să scăpăm. Exact. Problema este că vedem și acum, așa cum vedeam și atunci, tot felul de reacții, nu? În funcție de pacient, în funcție de om. Da. Pentru că depinde, nu, în ce stare ești tu în momentul în care se întâmplă lucrul ăsta. Cum stăm în acest moment la capitolul ăsta? Adică știu prea bine că vă ocupați și de lucrurile da, astea. Da, am lucrat de tratamentul și 9 luni pacienților într-o secție de acut. Post-COVID. Iar după aceea m-am ocupat de recuperarea pacienților post-COVID. Cred că este foarte importantă educația sanitară și bătută moneda pe prevenție. Pentru că, din păcate, la nivel mondial, în țările civilizate, avansate, imunitatea nu este la cotele corecte, da? Și nu este la cotele corecte pentru că ne scapă niște mici amănunte, nu lucruri mari, deci absolut nu lucruri mari, lucruri minore, dar care trebuie făcute. Adică, știți, un studiu sociologic spunea la un moment dat că cele mai mari dezastre se întâmplă pentru, din cauza atitudinii nu lasă că nu o să mi se întâmple mie. Uh-huh. Da? Și atunci nu ne luăm niște măsuri de prevenție. Eu cred că în continuare nu se pune suficient accent în tot ceea ce se întâmplă apropo de acest virus, această pandemie, pe prevenție. Ce putem face? Ce putem face? Și cred că sunt niște lucruri simple. Hai să ce putem încercăm. Face în două cazuri, cred că ar trebui să punctăm. Ce putem face pentru a nu ne îmbolnăvi din nou, asta pe de o parte, da. Da? Și pe de altă parte, ce putem face dacă se întâmplă, pentru că, cum spuneam și ceva mai devreme, efectele secundare se simt și se resimt diferit de la o persoană da, la alta. Da, unii da, rămân da, cu da. Afecțiuni la plămâni în continuare, alții au probleme cu ficatul și așa mai departe, adică sunt tot felul de... Da, cred că OMS-ul identificase, cred că peste 120 de simptome post-COVID, exact. Într-un studiu publicat acum vreun an și ceva. Ce facem ca prevenție, da? Cum ne creștem imunitatea? Aș zice că sunt patru aspecte. Este aspectul fizic, da? Să mâncăm multe salate, multe fructe. Deci mâncarea aceasta vie. Nu avem de unde să ne luăm enzimele, vitaminele, mineralele, dacă nu mâncăm suficiente crudități, da? Trebuie să fim foarte atenți atunci, apropo că ultimul enumerat au fost mineralele. Să ținem cont că ființa umană nu știe să folosească mineralele în formă minerală. Ele trebuie să fie neapărat înglobate într-o structură organică. De asta, când vorbim de absorpția din suplimente, să ne gândim că atunci când înghițim o vitamina C de 1000 de miligrame, absorpția este undeva între 12 și 19%, ok? Bun, față de ceea ce absorbim dintr-un fruct, o legumă, o frunză verde, o ce-o mânca noi acolo, care se duce undeva spre 98%. Pentru că este tot acel complex de fitonutrienți și de catalizatori care există în planta respectivă,
da? Care favorizează absorpția și eficiența și activarea vitaminelor. Deci asta este un aspect, alimentația, să fie foarte diversificată și tot timpul fără cântare și fără multă obsesie. Măi, cât am fiert în farfurie, atâta volum să am crud alături. Atât de simplu este, da? Nu renunț la ciorbă, nu renunț la tocănița de cartofi sau friptura, ce-mi place mie să mănânc fiert, copt, prăjit, cum o fi, dar volumul ăla să-l am crud lângă, da? Bun. De preferat ar fi la gustări să renunțăm la zahăr. Zahărul consumă foarte mult acid folic. Fără acid folic nu există diviziune celulară, nu ne regenerăm, imunitatea noastră, celulele imunologice au ritm de viață rapid, deci ne trebuie acid folic. Fără zahăr, hai să mâncăm niște fructe sau nuci, alune, semințe la gustări. Somnul, tot în partea fizică rămâne. Somnul este foarte important. Este perioada în care ne regenerăm. Putem să luăm mama vitaminelor, să mâncăm gălețile cu fructe și legume. Dacă nu ne acordăm somnul, orele și calitatea, nu ne lăsăm timpul de regenerare. Da? Deci trebuie să facem tot ce se poate să avem un somn de calitate. Fără monitoare în dormitoare, fără televizoare, ne cumpărăm ceasuri și ne deșteptăm cu ceasul, nu cu telefonul, pentru că emit radiații care ne modifică undele în creier și tot timpul suntem în somn superficial. Niciodată nu ne ducem în somnul profund regenerator. Un ecran TV continuă să emită radiații 3-4 ore după ce a fost închis. Da? Bun, deci aici corpul fizic. Corpul psihic. Ce facem? Că și psihicul e foarte important și știm bine, tuberculoza, cancerul apar pe și vulnerabilitatea la infecții apar pe psihic prost, slab, vulnerabil. Da? Păi e important, în loc să ne găsim 100 de motive de care să ne plângem, poate găsim un singur motiv de care să ne bucurăm, cred că e mai simplu, nu? Societatea modernă, omul modern își dorește foarte mult în același timp. Și uneori ardem în niște competiții sterile. O scurtă anecdotă, dacă vă rog, permiteți. Apropo de competiții sterile, am întrebat odată o colaboratoare din spital, măi, de ce faci o casă atât de mare? Pentru că e foarte greu de întreținut, adică noi facem casele astea când suntem pe val de putere financiară, dar vom trăi în ele și la pensie. Cum o să le întreții? Păi, doamna doctor, cum să am eu o casă mai mică decât vecina? Da, nu dau nume. Înțelegeți? Deci astea sunt competițiile sterile în care ardem. Și asta ne macină, nu ne lasă timp pentru noi și pentru lucrurile mai importante, adică un pic mai mult timp decât să dăm cu aspiratorul 3 hectare de casă, mai bine stăm un pic mai mult cu niște prieteni, cu soțul, cu copiii sau chiar cu noi înșine. Vreau să ne întoarcem puțin la unul dintre aspectele despre care vorbeați ceva mai devreme, la somn. Pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, mănânci sănătos. Poți să mănânci sănătos, să ai, elimini tot ce nu e în regulă pentru organism, pentru sănătate. Dar ce faci dacă ai un job, să spunem, care nu îți permite? Orele acelea nu când, se spune, că de la ora 22 până la ora 12:01 e somnul cel mai... Da. Cum facem? Asta este, toți avem. Gândiți-vă că am fost un om care n-a dormit în patul lui, da? Foarte multe nopți din viață. Și dormit, vorba vine că practic n-a fost în casa lui și în patul lui, că de dormit nu se pune problema, da? Când ești de serviciu într-un spital de urgență. Ok. Vorbim de perioada din pandemie. Nu, vorbesc de toată perioada mea ca medic de spital. Gărzile. Deci ăla e timp nerecuperat. N-ai. Alea sunt nopți care s-au dus pentru totdeauna. Da? Și pentru noi, și pentru asistente, și pentru infirmiere, și tot personalul dintr-un spital, nu? Deci sunt joburi de genul ăsta. Sunt oameni care lucrează în ture. Atunci bioritmul lor e foarte dat peste cap. Ideea este așa, să ne asigurăm la ora aceea la care ne permite meseria noastră, să ne asigurăm un somn de calitate. Asta înseamnă să nu stăm cu ochii într-o lumină albastră de monitor o oră înainte de culcare
Este bine. Eu la baie, de exemplu, așa s-a nimerit. Pe urmă, citind de-a lungul anilor, am constatat, uite ce bine s-a nimerit. Am o lumină rece și o lumină caldă. Țin să vă spun că dimineața când îmi fac toaleta la trezire, mi-o fac pe lumina albastră, pentru că e semnalul de trezire pentru creier. Da? Și te revigorează. Și seara când îmi fac dușul de seară și așa, aprind lumina galbenă, lumina caldă. Pentru că lumina galbenă este cea care te relaxează și te duce către somn. Deci monitoarele, ochi, telefon, televizor, la laptopuri, o oră înainte. Camera răcoroasă. Da? Deci temperatura optimă este undeva între 16,5 și 20 de grade, 20,3 grade, așa spun studiile. Răcoroasă, întunecoasă, deci fără lumini de veghe și cu draperii zdravene, dacă ne bat luminile stradale, cum se întâmplă în dormitorul meu, în cameră, draperii groase, astfel încât să fie întuneric. Izolație fonică, tot așa. Deci trebuie să avem acel confort pentru a ne duce în somn. În timp ce înseamnă, adică pentru că o să vorbim și despre ce înseamnă alimentele nesănătoase pentru organism, ce înseamnă timpul lipsa de somn? Asta de somn? Da, adică în timp, ca și cum ne afectează practic? Ne afectează foarte mult în sensul că cel mai repede se vede la nivel cognitiv, la nivelul funcțiilor creierului, da? Ne concentrăm mai greu, procesăm mai greu informația, o integrăm mai greu, facem conexiunile ideatice mai greu, viteza de reacție ne scade, da? Toate astea se întâmplă. În al doilea rând, așa cum spuneam, scurtăm timpul de regenerare, deci mergem la corpul fizic, da? Ne scurtăm timpul de regenerare, care iară nu este ok. Deci, practic, accelerăm un proces de îmbătrânire. Procesul firesc de îmbătrânire îl punem pe repede înainte. Da? În final, ajungem să arătăm și rău. Adică nu o să ne mai placă nici imaginea reflectată din oglindă. Dar ăsta, la finalul zilei, va fi cel mai mic neajuns. Cât de sănătos, evident, cu ghilimelele de rigoare, e să încercăm să compensăm că, nu, bem o cafea în plus, unii dintre noi poate beau și alte energizante sau mai știu eu ce. Cum facem? În momentul în care nu avem, să spunem, o perioadă, o noapte în care să ne gândim la un caz fericit, nu avem două, trei nopți în care nu dormim bine, cum compensăm în timpul zilei pentru a fi... În timpul zilei, ca să zic așa, de cu foarte multă apă, sucuri de fructe îndoite cu apă. Știți că am mai spus în acest studio, niciodată nu bem sucurile de fructe, din fructe ca atare, întotdeauna le îndoim cu apă pentru că au indice glicemic prost. Dar acel dulce din fructe este un energizant rapid, ne aduce și foarte multe minerale și foarte multe vitamine, adică dacă chiar vreți un energizant, acesta ar fi unul foarte bun, sau o limonadă făcută cu lămâie și cu frunze de mentă, că e vară. Dar la îndemână nu prea le avem, cum sunteți aici într-un studio, da? Dar o lămâie se poate stoarce pentru energie, da? Foarte multe lichide și este foarte important dacă poți, pur și simplu și într-un scaun, cu picioarele pe un birou, să moțăi 20 de minute, o jumătate de oră. Moțăiala de la prânz, de o jumătate de oră, face foarte bine. Foarte bine. Dar atât, o jumătate de oră, 40 de minute, nu mai mult. Și, în general, nu te întinzi în pat sau... Ca să nu te ia somnul prea tare, nu? Și apoi Da, pentru că atunci, dacă dormi prea mult, când te trezești, nu ai senzație de odihnit. Este o pornire foarte grea, ori în crucea zilei nu prea-ți permis să pornești încă o dată greu. Deja pornești greu dimineața, că ești obosit și ai dormit pe repede înainte. Doamna doctor, vorbeam la începutul emisiunii despre obezitate și nu întâmplător am făcut referire la unul dintre rapoartele Organizației Mondiale a Sănătății. Foarte mare procentul ăsta, de aproximativ 58%. O treime dintre copiii din România au probleme cu greutatea. Ar trebui să ne îngrijoreze foarte mult, pentru că toate problemele astea, evident, problema asta cauzează și alte probleme, inevitabil, nu? Atrage după sine și alte probleme de sănătate. Deci obezitatea a ajuns să fie, practic, degetul inițial care ne conduce spre toate bolile secolului. Acum, nu știu, o lună, două, nici nu știu cât să fie,
Și în România, obezitatea a fost recunoscută ca boală, deci a primit cod de boală. Nu mai este o condiție, un factor de risc, un cum vreți să o luați, da? Este etichetată ca boală. Exact cum este diabetul, hipertensiunea, cancerul, boli autoimune, orice vreți. Da? Bun. Da, am ajuns aici printr-un dezechilibru treptat între consum și între aport, da? Alimentație și consum. Ce se întâmplă? Toată această abundență alimentară a făcut ca omul să mănânce mult mai mult decât este programat genetic să ducă. Da? De aici și disconfortul digestiv, pentru că și secrețiile noastre digestive, noi putem să le secretăm într-o anumită cantitate, pentru o anumită cantitate de mâncare. Când depășim cantitatea de mâncare pentru care suntem programați genetic, da? De aici încolo apare disconfortul care poate merge până la camera de gardă. Da? Așa se explică. Și atunci această discrepanță ușor, ușor a dus civilizația modernă către obezitate. Nu numai că mâncăm mai mult, dar mâncăm și mult mai concentrat, pentru că industria alimentară a creat niște bombe calorice. Sunt calorii goale, acolo n-ai niciun fel de nutrienți, sunt doar alimente care te fac să fii din ce în ce mai gras și din ce în ce mai obosit și mai bolnav. Da? Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, ai nevoie de nutrienți. Un om care se hrănește din mâncare luată din raft, deci care nu-l hrănește, doar îi aduce calorii, omul acela va fi în veșnică foame. Paradoxal, atâtea calorii și lui este foame, da? Pentru că creierul tot timpul primește informații. N-am omega-3 să-mi refac membrana celulară, n-am fosfolipide. Adică creierul știe exact ce îi dăm noi. Exact, exact, da? Deci el primește aceste informații. Nu am. Deci nu am toate aceste componente de structură care sunt necesare pentru a funcționa. Dar ce să vezi, creierul știe să folosească o singură substanță care se numește glucoza și știe să dea un singur semnal, glucoza. Deci noi când ne ducem compulsiv, așa, ca niște posedați către raftul cu dulciuri, nouă, de fapt, nu dulce ne trebuie. Nouă ne trebuie cu totul și cu totul alte lucruri. De aici vine acest comportament compulsiv către mâncare. Nu ne putem stăpâni, pentru că suntem veșnic în foame. Nehrănindu-ne, că noi doar mâncăm, dar nu ne hrănim, ajungem aici. Acum știți cum e, un medic evident știe omega-3, câtă vitamina C, câtă omega-3, de unde o iei, ce și cum. Omul simplu, omul normal care se uită la televizor zice, păi și eu ce fac, cum stau și analizez toate. Revenim la prevenția de care vorbeam ceva mai devreme și la educația care este atât de necesară și care ar trebui să înceapă de când? De la 0 ani, nu? Adică da. Ar trebui să înceapă de la 0 ani, adică mi-a fost dat să asist la îngrozitorul spectacol în care un copil sub un an primea în biberon Fanta. Eram pe stradă și am văzut lucrul acesta. Până la urmă, statul ține mămicile 2 ani acasă, să cumperi în condițiile în care stai 2 ani acasă, mă rog, cele care vor să stea, să cumperi mâncare la borcan când tu stai acasă, în loc să-i faci copilului tău mâncare proaspătă din legume cumpărate, iar mi se pare o aberație. Să bagi laptele la microunde când se știe foarte bine că microundele schimbă polaritatea celulelor din mâncare și o fac, schimbă toate legăturile chimice către dreapta. Noi nu recunoaștem decât legăturile chimice spre stânga. Da? Deci tot ce iese din cuptorul cu microunde este calorie goală. Orice v-ați chinuit să băgați acolo, iese calorie goală. Adică e clar, nu mai încălzim la cuptorul cu microunde mâncarea caldă pe care vrem să o consumăm. Da. Nu există cuptor cu microunde în casă. Nu are de ce. Da? Flacăra de aragaz, cuptorul electric.
sunt alte lucruri. Da? Deci, toate lucrurile astea sunt foarte importante când vorbim de educație. Educația trebuie începută de când sunt mici. Păi cere, un copil nu cere. Dacă îi dai unui copil cu lingura ulei de pește, care e oribil, tu știi ca om, da, ca adult, că ăla e oribil, dar copilul ăla face prima dată cunoștință cu uleiul de pește. Dacă tu ai o față senină și relaxată și nu te strâmbi, limbajul non-verbal nu-i transmite copilului, care e un animăluț foarte sensibil, deci mai are grijă la limbajul non-verbal în fața copiilor noștri, da? Nu te strâmbi și dai lingurița cu ulei de pește, îl va înghiți fără să zică câr, pentru că el nu are experiența gustului rău și gustului bun. Dacă tu, de când e mic, îi faci cadouri și recompense dulciuri, nu mai copilul se educă până la 5 ani. Da, așa îi poți liniști, știți cum e. Unii părinți spun lucrul ăsta, că nu pot altfel decât să-i recompenseze cumva cu telefonul sau cu Pentru că așa au început. Deci am 3 nepoți mici, știu cum sunt crescuți, au primit dulciuri cu totul și cu totul accidental. Nimeni din familie nu le oferă dulciuri cadou, pentru că așa am convenit în familie, da? Mai facem prăjiturele, multe fructe, au peste tot fructe. Am imagini în telefon cu nepotul meu de 4 ani, care la o petrecere, maică-sa, nepoata mea, ținea înghețata, a lins de 2 ori înghețata și a strivit-o pe decolteu și el s-a dus la joacă. Lui înghețata, ea nu-i spunea nimic, da? Pentru că nu era ceva care să fie la ordinea zilei. Pentru el, la ordinea zilei era să se joace cu copiii, nici de cum să mănânce o înghețată. Doamna doctor, făceați referire ceva mai devreme la toate alimentele procesate pe care le vedem peste tot în supermarketuri, însă un lucru bun e următorul, că din ce în ce mai mult în ultimii ani vorbim între noi, între prieteni, între cunoștințe, vedem că e un trend ăsta cu stilul de viață sănătos, să mergem să cumpărăm de la țărani, să mergem la marginea Bucureștiului, cei care stau în București, cei care stau în alte localități undeva la țară, să ne procurăm legumele, fructele și ce mai avem nevoie, animale, nu? Păsări, dacă e nevoie. Evident, o să vă întrebe și oamenii care nu, pentru că mai ales acum, în acest context, când totul s-a scumpit, simțim Vozitor. Lucrul ăsta în fiecare zi, omul trebuie cumva să-și recalculeze, să-și facă din nou calculele, nu? Cu prioritățile pe care le are. De foarte multe ori îi vedem pe oameni aleg să taie de la mâncare. Și ce faci? Mănânci mai nesănătos, pentru că e mai ieftină mâncarea și lucrurile mai ieftine. Ce le spuneți oamenilor ăstora? Pentru că până la urmă, probabil că o soluție poate fi găsită. Adică, e clar, mâncăm mai puțin, dacă vrem, dar să păstrăm linia aceea mai sănătoasă. Să știți că, de exemplu, este ideea asta că trebuie să fie carne pe masă. Să ne aducem aminte că venim dintr-o perioadă în care ne consideram săraci, că mâncam doar o dată pe săptămână, de 2 ori pe săptămână carne. Nu, omul atât are voie să mănânce carne. O dată, de 2 ori, maxim de 3 ori pe săptămână. Da. E programarea aceea genetică exact, de care vorbeați mai exact, devreme. Exact. Bun, dar de proteină avem nevoie. Avem nevoie la fiecare masă. Și atunci, hai să vedem cum facem. Păi fasolea? Eu zic că merge. Păi mazărea? Am proteină. Nuci? Am proteină. Ou este un aliment ieftin și e complex. Din nou este o viață și are tot ce îi trebuie pentru viață. L-ați adus în discuție și știu că e o întreagă poveste și în jurul acestui aliment, nu? Să îi spunem așa, pentru că sunt voci care spun că nu mâncați mai mult de 2-3 pe săptămână, dar iată că nu e chiar așa, nu? Nu, nu. Oul conține grăsimi bune. Să înțelegem, noi nu putem funcționa fără grăsimi. Toată această goană, după cât mai puțin colesterol la analize, după mâncare cât mai slabă, nu este în regulă. Da? Deci nu este în regulă. Oul are grăsimi de foarte bună calitate, sunt grăsimile acelea structurale,
care ne trebuie pentru creier și ne trebuie pentru orice membrană celulară din corpul nostru. De asemenea, din grăsimi se produc o mulțime de neurotransmițători și de care duc la buna funcționare a creierului și de hormoni. Deci ne trebuie grăsimi și hai să le mâncăm pe alea bune. Ultimele studii spun că putem mânca 7 ouă pe săptămână, dar acum hai să lăsăm studiile deoparte și hai să o luăm așa pe bunul simț. Iară vin și repet ce am spus acum un minut. Din ou și din icre iese o viață. Au tot ce le trebuie pentru viață. Este bun simț, atâta tot. Este logica bunului simț. Da? Și dacă ne ducem mai departe, majoritatea dintre noi avem niște bunici care au fost la țară și și-aduc aminte că acei bunici dimineața fierbeau o oală cu ouă, le fierbeau tar și cu o bucată de brânză și niște ceapă roșie și mergeau și munceau o zi întreagă. Da? Deci nu trebuie să mănânci ca nebunul, ca vai de mult, vai de mine cât de mult muncesc. Nu. Doamna doctor, ați făcut referire ceva mai devreme la copii foarte, foarte mici, nu? Și la alimentația lor. E nevoie să avem o alimentație diferită în funcția de vârsta la care suntem. Evident, o să ne spuneți că pe măsură ce înaintăm în vârstă, e clar, mâncăm mai puțin, se mai reduc alimentele, cel puțin dacă e să ne gândim seara, nu? Era și un banc la un moment dat, nu? Cina, prânzul îl mănânci, nu, micul dejun micul îl mănânci dejun singur, nu? Da. Exact, prânzul îl împarți cu prietenii și cina o oferi dușmanilor, exact. Da. Mai e și un proverb indian că omul își sapă groapa cu dinții. Da, dar vreau să ne spuneți și în ideea asta a programării genetice despre care vorbeați ceva mai devreme, pentru că știu că dumneavoastră țineți foarte mult ca toate alimentele pe care le consumăm să fie cumva din zona noastră, din țara noastră. Și aș vrea să ne explicați de ce lucrul ăsta. Da, așa se... este bine să consumăm alimente, vorbesc de legume, fructe, da? Frunze și așa mai departe, tot ce crește din pământ, pe o rază de 600 de kilometri față de locul nașterii noastre. Pe urmă vin celelalte, da? La deserturi, la și altele. Dar când vorbim de alimentația de zi cu zi, este bine să le consumăm, adică să fie în capul listei de cumpărături alimentele acestea. Eu am pe masă semințe, da? Pentru mine micul dejun este formator din două ouă fierte cu o bucată de pâine și o roșie într-unele dintre zile, în alte zile niște fructe și semințe. Câteodată, adică am și un borcan cu arahide, dar am în primul rând alune de pădure, nuci și semințe de dovleac. Da? Sunt ale noastre, sunt de aici. Deci în primul rând pe alea le mănânc. Mănânc și arahide că îmi plac, dar în primul rând trec prin celelalte trei borcane. Bun, ăsta este un aspect. Acum, trei lucruri. Unul vi l-am spus deja. Cât mâncați fiert, atât mâncați crud. Un principiu. Al principiu. Mai ales că vorbeam că nu mâncăm foarte multă carne, da? Cu ce o înlocuim. Trebuie să ținem cont că la fiecare masă trebuie să avem toate cele trei principii alimentare. Adică să avem și proteină, să avem și glucide și să avem și grăsimi. Da? Acum, proteina, iară vin și spun, nu o luăm numai din carne, o luăm din ou, o luăm din fasole, linte, mazăre, ciuperci, pește, fructe de mare pentru cei care mănâncă. Să știți că alea congelate sunt foarte bune și nu sunt atât de scumpe. Așa pentru cei care zic că e o mâncare scumpă. Nu, sunt cărnița de scoică, este congelată și nu e foarte scumpă. Vă spun eu că am tot timpul un congelator. Așa, deci asta ar fi un alt principiu, să le avem pe toate trei la masă. Când vorbim de glucide, țineți cont să aveți întotdeauna un carbohidrat cu eliberare lentă. Pentru că acel carbohidrat cu eliberare lentă este cel care ne ține insulina pe loc. Dacă noi avem insulina care oscilează în limitele, da, liniei de echilibru și nu face așa când mâncăm, când foarte mult, când foarte, da, atunci dacă insulina noastră este ținută pe loc, nu ne îngrășăm, nu facem boli urâte. Da? Și atunci ne trebuie tot timpul un pic de carbohidrat cu eliberare lentă. Asta înseamnă o bucățică de pâine, un pic de orez, un pic de cartof, un pic de paste făinoase, o gălușcă dintr-o supă. Este suficient la masă.
Un pic de fasole, un pic de mazăre. Și ele sunt, au și proteină, dar au și carbohidrați cu eliberare lentă. Da? Deci e foarte important să avem aceste lucruri. Doamna doctor, mai avem foarte puțin și vreau să trecem foarte scurt să mai vorbim despre un subiect care a stârnit cumva tot felul de controverse zilele acestea, declarația ministrului Sănătății legat de distribuirea pastilelor cu iod. Vreau să ne dați cumva un... Știți cum e? Așteptăm de la autorități de multe ori mesaje liniștitoare, dar în același timp și corecte, știți? Pentru că e important să știm unde ne situăm ca să știm cum mergem mai departe, nu? Aș vrea să lămurim un pic problema asta, pentru că sunt tot felul de întrebări legate de ce până în 40 de ani, de ce nu peste, ce se întâmplă mai exact. E vorba de metabolisme, e vorba de factori de risc. Lucrurile astea sunt foarte bine statuate și, într-un fel de asta, Ministerul Sănătății a dorit ca această distribuire să se facă prin medicii de familie, pentru că medicii de familie cunosc cel mai bine istoricul pacienților. Pe de altă parte, a existat această opoziție din partea medicilor de familie, care și ei sunt îngropați în hârtii. Adresabilitatea este maximă la nivelul medicinei primare. Da? Acolo se duce omul în primul moment, da? Dar și ei, nu numai medicii de spital, sunt îngropați în situații în hârtii și în tot felul de lucruri administrative de făcut. Da, este un pic de ruptură, de asta acum nimeni practic nu prea mai spune nimic. Da, într-adevăr, achiziția a fost făcută, s-au dat foarte mulți bani pe aceste tablete, dar distribuția trebuie să fie făcută strict în funcție de vârstă și de patologia pacientului. Și asta o știe cel mai bine medicul de familie. Pentru că iodul nu este un mineral pe care să-l luăm oricând, oricum. El se metabolizează, rămâne acolo, se stochează, poate face rău în loc să facă bine. Da? Vreau să terminăm totuși într-un ton optimist emisiunea de astăzi, pentru că încă suntem în perioada de vacanță. Foarte scurt, în 20 de secunde, doamna doctor, cum ne pregătim pentru sezonul de toamnă? Pentru că știm, vin și asteniile peste noi, dar și pentru cel de iarnă. Un fel de tease, așa, ca să zic așa, pentru o următoare emisiune, de ce nu? Două lucruri. Să mâncăm tot ce se poate din piețe și să profităm cât mai mult și să stăm în aer curat și la soare. Să ne creștem imunitatea. Și dacă le facem pe astea două, vom dormi și bine, cele trei lucruri. Cu siguranță o să le placă sfatul dumneavoastră celor care au fost alături de noi. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru prezență astăzi la 60 de minute. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, rămâneți în continuare alături de noi.